An de an, la Firiz, într-un cadru natural de un farmec aparte, localnicii dau frâul liber unui spectacol câmpenesc unic în felul lui. Voia bună, muzica populară și desfătarea naturii au fost la el acasă, reunite într-o manifestare atât de sugestiv intitulată Sărbătoarea Coșuștei. Dumnezeu în viață mi l-a spus, eu bun la suflet și frumos, ochișorii lui ca o comoară. Preajma ruinelor mănăstirii Crivelnic, atestată documentar în anul 1500 și atribuită Sfântului Nicodim de la Tismana, situată pe raza comunei mehedințene Ilovăț, s-a desfășurat Sărbătoarea Coșuștei. Manifestarea care și-a împrumutat numele de la râul care traversează regiunea este un bun prilej pentru locuitorii din zona de munte a județului Mehedinți de a se aduna după datina în horele pornite în poiana mănăstirii, unde vin cu produse de artizanat meșteșugarii din Gorj și Vâlcea. Ne-am adunat, au venit copiii din orașe plecați, au venit aici la sărbătoare, am petrecut, am jucat, am ascultat muzică, ne-am bucurat foarte mult. Mi se pare extraordinar, este un eveniment frumos, sărbătoarea de la Firizul de aici, în fiecare an am venit când a început să fie ăsta. Mulțumim domnului președinte Aladin Georgescu și domnului primar pentru organizare, totul e frumos și bine organizat. De unde sunteți dumneavoastră? De la Căzănești. Așa? Și vreau să-mi spuneți ce v-a plăcut cel mai mult, văd aici muzică. E și muzică foarte bună pentru zona noastră. Ținutul e foarte frumos, pădure, e răcoare, este... Vremea este perfectă. Da. E fi și ea ce dorește și om aici. Oamenii spun că acest eveniment reprezintă o tradiție pentru comuna Ilovăț și că an de an adună o mulțime de cetățeni care nu și-au uitat originile. Foarte frumos, mi se pare minunat. La iarbă verde, lume multă, a organizat primarul, domn primar, foarte frumos aici. Înțeleg că sunteți de aici din zonă? Da, de la Dâlbocița, mai, un pic mai departe, da. Înțeleg că e o tradiție, veniți an de an. Da, în fiecare an venim aici, da. Ce v-a plăcut cel mai mult în seara asta? Văd aici foarte multă lume, muzică, joc, voie bună? Totul, în special muzica. Și vremea ține cu noi, deci totul este perfect. Totul este perfect, da. Foarte frumos, da. Înțeleg că sunteți din zonă. Da. Mi se pare un lucru benefic că se păstrează tradițiile? Da, da, și în continuu să fie tot la fel. Da. Deci, astfel de evenimente și tineretul vede ce era odată, să zic așa. Este și acum și ce era odată, dar și acum e frumos și e bine. Da, da. Seara aceasta ce v-a plăcut cel mai mult? Totul, muzica. La eveniment au fost prezente autoritățile locale, care au fost sprijinite de cele județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Astfel de sărbători ne reunesc, iar tradițiile sunt duse mai departe. Felicitări și domnului președinte Aladin Georgescu, domnului Alin Isuf, celor doi deputați, domnul Mazilu și domnul Alin Chirilă, că sunt în această seară alături de noi, dar nu numai pentru asta. Felicitări pentru tot ce ați făcut pentru județul nostru. Vreau să vă spun că eu sunt mândră că pot să circul de la Ilovăț până la Gornovița la mine și nu numai, până la Cireșu, până la Podeni. Și cu toții cred că suntem bucuroși că venim pe drumuri sigure și frumoase. Să o țineți tot așa și să aveți succes, să faceți asfalt și nu numai, și alte lucruri minunate, așa cum știți dumneavoastră să faceți, în toate comunele din județul nostru. Felicitări domnului primar pentru frumoasa organizare! Eveniment foarte frumos și vorba aia, știți, s-a adunat tot muntele cum ar veni aici. Înțeleg că sunteți din zonă. Da. Și unde mai exact? Dâlbocița. Satul Dâlbocița, comuna Ilovăț. Se pare un lucru benefic că se păstrează astfel de tradiții? Da. Practic, tinerii observă și... Da, și copiii avem pe la Severin, când aude sărbătoarea asta, vin toți grămadă, vorba aia, se mai distrează și un aer curat. Pare evenimentul. E foarte frumos. A fost aici în fiecare an. De unde ești tu? De la Racova. De acolo, din Ilovăț. Și ce ți-a plăcut cel mai mult în seara asta? Acum, când a cântat Danica Ganciu. Este un eveniment, cum să vă spun, e binevenit.
este bine primit și cred că este necesar să mai avem măcar așa, să ne mai descrisim frunzele. Pe scena amplasată într-un cadru natural de un farmec aparte a evoluat orchestra profesionistă Danubius, dirijată de Marian Magheru. Azi petrec cu voi pe bine, că nu știu ce mai fi mâine. M-am gândit să-mi trăiesc clipa, că de mari nu iau nimica. Voia bună, muzica populară și desfătarea naturii au fost la ele acasă, reunite într-o manifestare atât de sugestiv intitulată Sărbătoarea Coșuștei. De asemenea, un foc de tabără imens a întregit tabloul de poveste.